Bună ziua, domnule comandant. Bine v-am găsit la sediul poliției locale din municipiul Călăraș. Domnule comandant, vă văd preocupat ca de obicei cu planuri de măsuri pentru menținerea ordinii publice în localitate, cu ocazia meciului de fotbal din Liga 1, primul meci jucat acasă. Da. Din discuții purtate cu jandarmeria și cu Poliția Națională, s-a stabilit ca Poliția Locală să asigure restricțiile pe anumite porțiuni de drum. Mă refer aici la faptul că se va bloca strada Tudor Vladimirescu, iar toate străduțele care acced către această stradă vor fi nu blocate, ci restricționate, având în vedere locurile destul de puține de parcare în zona respectivă. Aviz cetățenilor municipiului ca în perioada, eu știu, sau între orele, zic eu, 17-21, să încerce să ocolească acest traseu. Mă refer Bulevardul Republicii și strada Tudor. Deci pe Grivița și strada București, domnule comandant. Nu, Grivița nu e. Nu, nu, acolo pot cetățenii folosi strada, da, exact, Grivița, da, și strada, da, București. Exact, da, da, da. Asta pe perioada meciului. Apoi la terminarea meciului de fotbal va fi blocat pentru o perioadă, zic eu, de 20 de minute. Așa au fost discuții. Nu știu dacă se impune, o să fie ceva mai lungă blocarea străzii sau Bulevardului Republicii în zona ieșirii de la stadion pentru defluirea către casa spectatorilor. Comerțul de băuturi alcoolice? Având în vedere că, eu știu, sunt acolo, sau or să fie, zic eu, în jur de 8, poate 9.000 de spectatori. Vorbeam de consumul de băuturi alcoolice, domnule comandant, alte măsuri. Deja astăzi am luat dispoziția domnului primar, prin care se interzice cu vânzarea și consumul băuturilor alcoolice în perimetru de siguranță al stadionului. Adică câți metri ar fi? Câte... Nu este vorba de metri, spune doar zona, zona apropiată stadionului. Stadionul. Da. Asta nu putem să delimităm noi, 500, 1000 de metri. Așa, deja o patrulă de poliție locală s-a dus să poate discuții cu administratorii acestor societăți care comercializează și, eu știu, distribuie băuturi alcoolice în zonă. Eu zic că nu o să fie probleme din punctul acesta de vedere. Un apel la cetățeni cu ocazia desfășurării meciului? Păi, eu zic să fie înțelegători atât cu forțele de ordine, cât și cu ceilalți spectatori sau ceilalți participanți la această importantă manifestare în, eu știu, în deschiderea acestui campionat. Este foarte important pentru echipă ca să fie încurajată să și pentru noi să nu apară evenimente nedorite care ar pune într-o lumină proastă atât meciul, cât și activitatea acestor structuri de ordine și liniște publică, respectiv de circulație pe drumurile publice. Deci veți da concursul bunei desfășurări ca de obicei acestor competiții. Cum să nu? Domnule comandant, profit de întâlnirea cu dumneavoastră să vă întreb. Mulți cetățeni întreabă despre eficacitatea acțiunilor pe care dumneavoastră le întreprindeți vis-a-vis de nunțile de romi. Când se mai blochează circulația, se ocupă domeniul public, ce ne-ați putea spune? Ce să vă spun, de la data de 1 iunie până pe 22 iulie, am făcut un material pe care l-am prezentat ATOP-ului de la nivelul județului Călăraș. Poliția locală a constatat în jur de 80 de fapte reprezentând tulburarea și ordinea liniștii, tulburarea liniștii și ordinii publice, respectiv ocuparea abuzivă a domeniului public. Au fost întocmite în jur de 20 de procese verbale de constatare a contravențiilor numai cu amendă la organizatorii de nunți. Au fost întocmite 15 procese verbale de constatare a contravențiilor cu amendă la cei care cântau la nunți, mă refer celebrii Adrian Copilu Minune, Salam, etc. Și în jur de vreo, zic eu, 30, 40, nu, mai puține,
În județele, nu am acum. Da, deci s-au aplicat sancțiuni legale. Inclusiv pentru ocuparea abuzivă a domeniului public. Fac un apel acum și către cei, nu știu, concetățenii noștri de etnie romă să încerce să intre în cât de cât în legalitate cu aceste manifestări, chiar să, nu știu, să dea curs rugăminții pe care domnul primar a avut-o la ei de a desfășura toate aceste manifestări la corturile amplasate în apropierea municipiului. Mă refer toate aceste tradiții, să zicem, ale lor, să se desfășoare la aceste corturi, indiferent de ora la care se... Domnul primar a avut mai multe întâlniri, trebuie să spunem, cu cetățenii de etnie romă, da, cu liderii acestora și a avut chiar cu jandarmeria. Vreau să vă întreb, ce fel de colaborare aveți cu alte instituții în acest sector? Deci foarte, foarte bun. Vin jandarmii, vin polițiștii când îi... Da. Solicitați. Cum să, atât timp cât bun echipaj a poliției locale participă în fiecare seară la schimbarea care are loc la Poliția Națională, acolo participă și efective de jandarmi și chiar se discută la aceste schimbări în serviciu, se discută despre evenimentele care au loc la nivelul municipiului. Dacă, eu știu, una dintre structuri are informații despre o nuntă, despre un botez, despre un eveniment de genul ăsta, imediat o pune la dispoziția celorlalte forțe. Foarte corect. Domnule director, ce vreau să vă mai întrebăm privind alte activități la care poliția locală este implicată? Mă refer la obor, la activități de circulație, ridicat garaje? Da, chiar dacă mâine este meciul de fotbal, activitatea la obor va fi, eu știu, supravegheată de poliția locală. Mă refer la restricționarea și fluidizarea traficului rutier pe strada prelungirea Dobrogei. În ceea ce privește ridicarea garajelor, am participat împreună cu alte structuri, deși din cadrul administrației publice locale, dând concursul la, hai să spunem, igienizarea zonelor respective. Dacă, eu știu, puteți să faceți anumite reportaje cu zonele după ce au fost ridicate garajele, cu parcări așa de frumoase, eu știu, în următoarea perioadă vor fi trasate aceste parcări, eu zic că o să iasă un lucru... Mi se pare corect să ne dăm cu toți aportul la dezvoltarea municipiului nostru. Exact. Și gândiți-vă că pe lângă aceste garaje apar tot felul de chestii, și obolani, deja sunt focare de infecție, de, eu știu, de apariția unor boli, zic eu, destul de rele pentru această perioadă. Suntem totuși în secolul 21, nu mai putem vorbi acum de, eu știu, rabie și alte. Domnule director, ne vedem mâine la meci? Cum să nu? Să încheiem acest interviu cu un călduros... Hai Dunăre! Să trăiești numai bine!